Bună seara, simați, prieteni, sunt Cătălin Vasile și împreună cu echipa Prodoces Media vă spunem un bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Suntem și în seara aceasta în casele dumneavoastră cu o temă la zi, a spune noi, o temă care a străbătut pământul dintr-o parte în alta și care ne îngrijorează pe noi toți și anume situația din Statele Unite care din păcate avansează și deja ia o formă destul de îngrijorătoare pentru noi toți. În seara aceasta vom vorbi despre Statele Unite ale Americii între democrație și anarhie, o stare care, într-adevăr, ar putea cauza multe, multe efecte în lanț pentru o globul pământesc. Și, ca invitat în seara aceasta, permiteți mi să îi spun un bun venit domnului Daniel Gheorghe, deputat în Parlamentul României. Bine, seara. Deputat, bine ați venit Vrezi la noi. pentru invitație bucur să fiu aici la dumneavoastră pentru întâia oară prezent în studiurile Prodocens. Este, să spunem, o întâlnire inedită. Ne cunoaștem de ceva vreme. Sunteți foarte cunoscut în zona aceasta a politicii conservatoare creștine și de-a lungul timpului, de când ne știm, am luptat mereu de aceeași parte a baricadei și, cu siguranță. Vom lupta și în continuare. După cum ne cunoaștem și. și... Și -am cred face. că la final victoria va fi de partea noastră. Știți că, apropo de victorie, noi creștinii credem că suntem deja într-un război câștigat pe de Domnul Hristos. Pentru că mântuirea este calea către Hristos și calea către adevărul etern. Și către Sing singurul nostru exact. de Părintele Ceresc. Și singurul nostru, să spunem așa, job pe care l-avem de făcut să rămânem în luptă, să nu cedăm. Așa este și să așteptăm, să spunem, ziua cea a izbăvirii pe, pe care toți o așteptăm. Va veni și va veni poate mai repede decât ne echipuim Timpul, vedeți cum e, este extrem de, de comprimat. Au trecut atâtea milenii peste omenire și iată că... Încă... Spune... Au trecut atâtea neamuri, atâtea popoare, atâtea uh, epoci ale acestei istorie, dar adevărul lui Dumnezeu a rămas în picioare. Da, nu, adevărul este etern și adevărul Dumnezeu este pururea prezent și pururea viu. Iar acest adevăr depășește orice limită spațio-temporală. De aceea Dumnezeu este universal. De aceea mesajul pe care Hristos l-a adus lumii este unul de natură universală. El nu este pur și simplu calat într-un anumit spațiu geografic, într-un spațiu cultural și nu mai zic cum unii mai... Uh, mai plin de ură, să o spunem drept, tot vin să acuze, nu reaparține unor epoci înapoiate, evului mediu, unui bigotiz retrograd, așa cum văd că auzim până anumite medii aparent, între ghilimele spus, progresiste. Și da, adevărul lui Hristos este la fel de valabil astăzi, precum a fost acum 2000 de ani, și la fel de valabil va fi peste încă 2000 de ani. Adică sunt lucruri care nu țin de aceste convenții omenești care sunt uh, aproape insesizabile în raport cu uh, puterea divină, care este o putere care trece dincolo de fruntarile unui univers, care poate că la scara creației divine nu este atât de imens și de nepătruns pe cât uh, noi ne-l imaginăm. Așa este. Uh, am început cu această introducere pentru că a vrut uh, cei care ne ascultă, dacă cumva nu ne cunoșteau... Uh, uh, și nu ne cunoșteau ca oameni, ca profil, sau nu, nu ne știau valorile pe care noi le-am împărtășit și le împărtășim de acum încolo, acum cred că a fost clar pentru toată lumea ceea ce credem și ceea ce facem. În primul rând, noi producem media, și apoi dumneavoastră, prin toate activitățile pe care le desfășurați, fie că sunt în Parlamentul României, fie că sunt oriunde în alte adunări publice și alte discuții. Deci, stimați prieteni, în seara aceasta veți avea parte de o, de o atmosferă creștin-conservatoare. Și ne, ca de fiecare dată, de fapt, dar uh, uh, am început această emisiune, dacă ați observat, cu un videoclip pe care noi asta l-am montat ca și, să spunem, intro la ceea ce vom discuta în țara aceasta. Să știți că sunt multe de discutat și nu știu cum ne vom uh, acomoda să zic, într-o oră, probabil vom fi peste o oră, dar nu vă speriați, lucrurile sunt atât de importante încât merită să păstrați. Uh, uh, Aplicația Facebook sau pe site, să stați împreună cu noi, pentru că sunt lucruri care merită să, în care merită să vă investiți timp în seara aceasta. Vorbim despre Statele Unite, să spunem un bastion al democrației, vorbim despre uh, uh, țara care are o Constituție atât de puternică, cunoscută, da. și uitați-vă, imagine pe care le-am văzut, probabil. Și pe dumneavoastră, și pe noi ne-au șocat când am văzut acei oameni care se duc, nu mai țin cont. Nu contează că sunt albi, negri, nu contează de ce pregătiri au, au năvălit, au pus țara în asediu și, practic, inclusiv, era cineva cu un bancomat în mijlocul zilei, la nivelul. Da, era cineva care încerca fie să bage acel bancomat într-un autobuz, fie dacă nu reușește, e prea greu și prea mare bancomatul respectiv, măcar să-l trândească în autobuz, să creeze niște daune, măcar, dacă reușește să plece cu el acasă. Uh, Haideți să vedem. Ce părere aveți despre situația curentă? Știu că sunteți la zi cu știrile din Statele Unite. Vedem ce se întâmplă. Uh, vă ascultăm și părerea dumneavoastră. Cum vedeți, așa, global, plecând? Pare ceva nou? Pare ceva acum a ieșit din cutie? Nu am mai auzit? Nu am mai auzit? Sau... Uh, este un simptom uh, al... Uh unei lumi tot mai afectate de această lepădare de fundamentele morale și cultural-sociale creștine pe care părinții fondatori ai Statelor Unite la 1776 au știut foarte bine să le să le pună în, în scris și apoi să lanseze declarația de Independență a Statelor Unite respectiv Constituția Statelor Unite unde sunt prevăzute niște drepturi esențiale, dreptul la viață dreptul la proprietate, dreptul la libertate într-o formulă care iată a ajuns să cuprindă întreaga omenire și care vine să spunem așa ca un fel de secularizare între ghilimele într-un sens pozitiv să-i spunem un sens benefic al valorilor pe care chiar Hristos ne-a lăsat moștenire. Acum în Statele Unite avem de-a face cu o manifestare extremei stângi. Vă observ că e un același fenomen. Și în România avem niște hashtag -iști. Îmi pare rău că am, am dat-o așa brutal și am trecut în câteva secunde oceanul care este foarte interesant cum care merg pe același mecanism de instigare împotriva bisericii, împotriva valorilor tradiționale, împotriva autorității legitime a statului, împotriva proprietății și lucrurile pot merge mai departe. Mișcarea asta evident că este mult mai puternică peste ocean și decât în România și decât în majoritatea țelor europene, iar în Statele Unite, din păcate, este influențată și de uh, acea revoluție culturală la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, când avem uh, școala de la Frankfurt care se mută din uh, Europa peste ocean și vine și corupe toate mediile universitare. Și mediile universitare americane, împreună cu mass media de acolo, sunt uh, foarte poluate de niște concepte ideologice care țin de anarho pentru că asta e, mișcarea Antifa. Mișcarea Antifa, cum foarte bine a spus Donald Trump, este o mișcare teroristă. Eu cred că inclusiv în legislația românească ar trebui prevăzute ca astfel de mișcări cu caracter anarhic, extremist, care atentează la libertate, la viață și la proprietatea cetățenilor, să fie subscrise tot uh, mișcărilor cu caracter terorist. Eu nu înțeleg ce tot uh, felul de indivizi, și de pe la noi care vorbesc tot timpul de libertate și de drepturi, vin și instigă, corect, protestul este legitim, protestul este legitim, este democratic, este moral, atâta timp când nu afectează drepturi fundamentale al altor cetățeni, ceea ce, iată, în Statele Unite nu se mai întâmplă. După tragedia care a emoționat, practic, vedem o întreagă planetă a cetățeanului George Floyd. George Floyd, care a fost ucis de un individ care lucrează în cadrul poliției, am avut această explozie. Asta se mai datorează unui fapt. Este, noi trăim acum, nu mai trăim, din păcate, în epoca celei de-a treia industrializări sau epoca postindustrială. Trăim în epoca digitală. Iar epoca digitală, să spunem așa, crește viteza la exponențial. Ridică, îmi permit să spun la pătrat, dacă nu chiar la cub, dinamica evenimentelor în timp, în spațiu și, din păcate, în intensitate. Deci este o creștere în progresie algoritmică care, care are un impact nefast asupra societății și vreau să spun că aceste rețele sociale au ajuns să poată deveni catalizatoarele a unor emoții, emoții aproape exclusiv negative. Nu știu dacă ați văzut până acum vreo emoție pozitivă să scoată oamenii în stradă peste tot. Avem două componente în Statele Unite. Avem componenta legitimă, firească a protestelor de bun simț și protestelor normale care Protesti se desfășoară. exact, care se desfășoară în limite legii și Constituției. Și avem uh, uh, proteste de care sunt natură insurecțională, reprezintă în fond uh, niște acte de vandalism și niște acte de amenințare la adresa vieții și libertății și proprietății cetățenilor americani. Întâmplător, ironia face că chiar zilele astea citeam cum mai mulți polițiști de culoare au fost uciși în timpul acestor proteste de tot felul de descreirați care s-au apucat să, să deschidă foc automat împotriva unor secții de poliție din Senin. Au fost oameni care au fost omoriți în timp ce își apărau magazinele. Deci nu vorbim aici nu știu, de nu știu, ce multimilionari care ar stârni ei, s-ar plimba cu elicopterul în timp ce oamenii ceilalți trăiesc în privațiuni și nedreptăți. Vorbim de niște oameni care își apărau niște mici afaceri, niște oameni care trăiau de pe urma unui magazin, de pe urma unui atelier, de pe urma oricărei forme de investiție în proprietatea lor sau proprietate de altă natură. Și oamenii aceștia au fost nevoiți aproape, să, de fapt, să ia arma în mână ca, exact să, ca să se apere de, de, de acest haos. Avem de a face cu o mișcare de extremistă, o mișcare care, iată, din păcate, trebuie să spun, mai mult ca sigur, este conectată la aceleași ONG-uri neo -marxiste, care aproape că au pulverizat moral Statele Unite și care sunt foarte influente în marile centre universitare. Marile centre universitare care sunt foarte influențate de ideologia uh, lui 1968, de fenomenul hippie și de tot ce a însemnat această politică, uh, să spunem, al correctness, yes. apoi discriminare pozitivă, relativism moral și social, Promovarea drogurilor, pentru că trebuie să mai spunem unul din fundamentele acestor acte de huliganism este consumul de droguri. La fel cum, de exemplu, la noi în țară sunt multe infracțiuni cu violență care se produc pe fondul consumului mm. de alcool. Aceste fenomene de violență extremă se produc foarte multe din ele, fie. Uh, evident pe un fond de ignoranță și de incultură, dar pe fond de consum de droguri sau consum combinație de droguri și alcool. Deci e o chestiune pe care eu nu vreau să o țin așa sub preș. Uh, sub Vă rog, și suntem aici și vorbim liber. Iarăși, ce a fost foarte surprinzător este felul în ticăloșia celor care au încercat să manipuleze politic. Păi mă uitam, toți progresiștii americani, mă uitam la. Uh, a toți acești noi comuniști care amenințau pe creștini să nu meargă în biserică, să nu se reunească, să nu se roage împreună în perioada aceasta de pandemie, acum toți instigă ieșiți în stradă, nu mai nu mai e nevoie nici să luăm niciun fel de măsură de distanțare socială, nu mai trebuie să păstrăm nicio ordine. Deci iarăși și acea dublă măsură care joacă. Apoi, iarăși foarte interesant, uh, furia este dirijată programat uh, către Donald Trump Donald Trump nu are practic nicio vină, pentru că noi știm foarte bine. Vorbim de Statele Unite ale Americii, care este o națiune de aproximativ 320 de milioane de locuitori, o țară aproape cât un continent și care este un stat federal. Iar în Minnesota, unde s-a produs tragedia, și respectiv Minneapolis, capitala statului Minnesota, toată puterea este deținută de democrații. Milițienii respectivi erau în subordinea primarului democrat. Pe toate autoritățile de ordine publică, la fel, sunt în fie a primarului, fie a guvernatorului democrat de acolo și a instituțiilor controlate de ei. Deci nu. Are instituțiile care sunt de natură federală, nu se ocupă cu, cu ordinea publică, nu saltă oameni de pe stradă, nu aleargă hoți. Deci asta am văzut iarăși, o mare manipulare. Apoi, suprapunerea absolut hidoasă peste Partidul Republican. Deci Partidul Republican în Statele Unite, pentru cine nu știe, este un partid care s-a întemeiat fix în contextul luptei pentru abolirea sclaviei. Exact. Primul președinte Republican al Statelor Unite a fost Abraham Lincoln. În timp ce, iată, fondatorul Partidului Democrat, Andrew Jackson, era un mare proprietar de sclavi. Ce să vezi? Și iată acum, acum republicanii sunt asimilați sclaviei, rasismului, urii împotriva persoanelor de culoare, discriminării rasiale, când? Un alt aspect, Ku Klux Klan, celebra grupare rasistă, avea conexiuni și simpatii în nivelul Partidului Democrat. Au fost inclusiv demnitare Partidului Democrat care în anii 50-60 au colaborat cu această organizație extremistă. Toate lucrurile acum să uită, totul acum să aruncă pe tram, și se încearcă, într-un mod vitriolant, într-un mod care folosește același instrumentar bolșevic al luptei de clasă și al dichotomiei acestea și a emoțiilor pur și simplu pompate așa cu forța în societate, se încearcă a se acredita ideea că, de fapt, creștinii, conservatorii, oamenii, albi. Albii, sunt niște oameni răi, niște oameni uh, inculți, niște oameni needucați, niște oameni violenți și niște oameni care discriminează minoritățile etnice. Și acest lucru este, face parte din arsenalul acestei propagande. Adică acum dacă ne uităm, eu nu mă mir deloc. Deci vedem ingrediente pe care am întâlnit în practica leninistă, vedem aici Elemente de viziune uh, revoluționară, specifică? Practic, uh, practic, nimic nu e nimic nou, doar așa recirculat, repus într-o formă, am spune noi, modernă, cu niște unelte moderne, dar în rest, practic, ideologia, ideea de bază a ceea ce vedem noi este arhi cunoscută. Da, așa este. Da. Uh, uh, am observat că ați văzut că am încheiat clip, uh, clipul cu imaginea aceea Bisericii care fusese arsă și cu președintele Trump care se duce la biserica aceea, are o Biblie în mână, e înconjurat de garda de corp și tot așa. Până la urmă să spunem că ok s-a întâmplat. Am înțeles respectivul polițist milițian, ca să spunem așa că de fapt angajat al municipalității democrate și-a depășit să spunem atribuțiile a făcut un act uh, inuman la. e cauza moartea respectivului cetățean, dar totuși am înțeles și noi de aici nu suntem de acord cu asemenea acte, dar totuși, de la această mișcare, sunt alți care morții colaterale și uh, greșele ale poliției care se întâmplă aproape în fiecare zi. Să te duci să arzi o biserică. Ce are biserica? De ce? Pentru, uh, ce simbolizează uh, a da foc? gestul acesta de a da unei foc biserici care până la urmă se duc și negri și albi și tot felul de oameni. Cum vedeți, care e simbolul? Că asta, Că poate oamenii am. nu înțeleg până la urmă. Ok, și mai vedem și altele, dar hai să mergem în zona aceasta. În, în practica anarhistă, practica pe care o întâlnim în secolul XIX, inclusiv înainte de Lenin, la Prudom, Bakunin, Kropotnik și alte personaje sinistre, Biserica reprezintă un simbol al lumii vechi, al lumii care se bazează pe transcendent, al lumii care apără demnitatea, autoritatea, proprietatea și care trebuie distrus, trebuie ras, trebuie făcut una cu pământul. Pentru că însă și în teoriile marxist-leniniste există această viziune a a Universului Paradisiac, a Paradisului Terestru, dar care presupune o distrugere, presupune o ardere a tot ceea ce a fost vechi. Este exact viziunea Revoluției Culturale a lui Mao. Exact. Este exact uh, viziunea revoluționarilor un pic mai temperați la acel moment, pentru că statele occidentale erau mult mai solide decât astăzi, din anii 60, influențați de. From de Herbert Marcuse, de Gramsci yes. și de toată, toată acea faună toxică și iarăși vedem aici elementul acesta al gândirii totalitare. Deci tot ce a fost trebuie distrus, totul trebuie trecut prin foc, nimic nu are valoare și evident revolta omului căzut împotriva creatorului, care este din păcate trebuie să spunem una din principalele tresături ale oricărui mental totalitar. Că vorbim de fascism, nazism, comunism, nu contează ismul respectiv cum se numește, dar mentalul totalitar presupune o revoltă omului împotriva lui Dumnezeu. Omul să crede substitut al divinului și crede că poate face aici pe pământ ceea ce Hristos ne-a făgăduit prin mântuire în împărăția cerească. Sunt niște Elemente de mentalitate totalitară evidente pe care le vedem, și niște acte de continuitate. De asemenea, atacul la biserică este un atac la ceea ce se presupune ar fi majoritatea oprimantă, ceea ce se presupune ar fi America tradițională, America identitară, America uh, Bibliei, Bible Belt, uh, celebrul concept care, uh, care definește o bună parte din Statele Unite. Este un atac împotriva valorilor Bibliei, valorilor Vechiului și Noului Testament, care sunt foarte influente în societatea americană și, pe bună dreptate, ele au adus, de fapt, bunăstarea americană și nu această formă de anarhomarxism. Și, totodată, este uh, un, un gest care vine pur și simplu ca o consecință a secularizării agresive, a secularizării violente. Pe care, din păcate, și Statele Unite o trăiesc în ultima perioadă, tocmai pentru că în Statele Unite, să spunem așa, conservatorii, creștinii conservatori, nu au înțeles importanța pe care o au mijloacele de informare în masă, mijloacele mas media, universitățile, mediul educațional și învățământul. S-au axat mult mai mult pe acest mecanism al pragmatismului american, pe afaceri, pe dezvoltare economică, pe industrie, pur și simplu pe chestiuni care, care presupuneau o, un plus de acțiune și mai puțină teorie. E, în schimb, până la urmă s-a dovedit faptul că, pe termen lung, războaiele se câștigă prin cei care câștigă de partea lor mentalitățile și cei care reușesc să prefacă simțirea și gândirea unui om. Nu se câștigă nici cu armele, nu se câștigă nici cu poliția, nu se câștigă nici măcar cu banii. Oricât de mulți bani ai avea și orice putere economică ai deține ca națiune. Uh, vedem că de multă vreme uh, asupra Statelor Unite și, în special, a uh, președintelui Donald Trump, uh, se concertează tot felul de atacuri. Practic, e când a, a luat mandatul de președinte, președintele Trump este într-o continuă. Să spunem apărare, a fost acuzat de tot felul de lucruri, pentru că este încă privit ca. America este încă privită ca ultimul bastion al conservatorismului creștin, iar președintele Trump a luat o grămadă de, de inițiative în apărarea libertății de exprimare, așa a făcut săptămâna trecută a accentuat relațiile în ceea ce privește ziua de rugăciune, suportul pentru Israel, nu mai vorbim de schimbarea ambasadei, locația ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Deci o grămadă de activități pe care le-a derulat în această, în această perioadă în ajutorul celor care promovează valoarea iudeo creștine ca să le da, zic așa, istoric da, 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 vorbind. Istoric. Toate aceste inițiative ale Dumnezeu, așa cum e el Trump, nu este un om perfect, nu este creștinul perfect, așa da, cum nici noi nu, nu, nu suntem. Nu, așa cum nici noi nu suntem. Făcând o glumă acum noi mai avem foarte mult, dar vă dați seama cât mai are Trump. Până. <hide> exact. Și de la acest eveniment, practic, elita aceasta, elita în ghilimele, zic, când zic e, 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 progresistă, democrată, n-am înțeles să le spunem pe nume, în continuu a încercat să îl deturneze, chiar să îl elimine, nu mai spun. Fiind și o precampanie electorală acum. Mi-a venit o idee te rog. foarte interesantă. Deci ce am mai studiat și eu. Există un uh, substrat uh, ocult și obscur în cazul așa ziselor elite din această zonă a vârfurilor democrațiilor care mulți din ei sunt mult mai conectați atât la banul public cât și la banul care circulă ca fiind privat dar de fapt se trage tot de la stat. Sunt foarte conectați republicanii de multe ori Paradoxal sunt oameni mai simpli decât democrații, deși exact cum este în România, Partidul Republican este precum PNL-ul, Partidul uh, Great Old Party, uh, cum se spune, vechiul partid mare cu unde se presupune că ar fi zona mai aristocrată a societății sau zona mai, mai puternică financiar, dar astea sunt percepții complete ronate. Și pe lângă acest lucru, democrații din păcate au o latură acolo și am văzut, uh, dar dreptul deviant. Un, atac la biserică presupune, incendierea unei biserici creștine presupune și o componentă satanică, satanistă. Hai să fim clari. Absolut. Adică, pe bune, ai ceva cu autoritatea, nu știu, te duci și uh, spargi geamurile la o instituție publică unde ți s-a pus ție pata sau scrijelești ceva pe un perete. Dumnezeu, dacă când dai foc la o biserică, este clar că s-a depășit ultima linie, ultima limită a limitei și există o componentă anticreștină. Deci există o componentă violentă anticreștină și care s-a dezvoltat puternic odată cu pătrunderea acestor rețele de socializare la nivel mondial și odată cu creșterea unor, așa zici, vectori de influență, unii ne sunt sincer, sus, niște retardați, cum ați văzut și dumneavoastră, care promovează inclusiv mesaje satanice, care promovează ocultismul. De exemplu, din ce, ce cunosc eu foarte mulți dintre democrați, dintre oamenii influenți de democrați, sunt apropiați de anumite practici oculte, practici orientale, Practic care n-au nimic în comun cu America creștină. Pentru religii că ea, păgâne. Religii păgâne. Pentru religii păgâne sunt la mare preț în rândul elitelor astăzi. Așa este. Adică ce să ne ducem noi să ne să stăm la biserică cu moșii și cu babele, că nu știu, eu mă duc și trag ceva pe nas cu un șaman. Exact. Sau stau un cap și văd nu știu ce entități. Pentru că, crede, credeți-mă, este foarte interesant, un fenomen care a pătruns în Statele Unite, dar paradoxal și în alte țări, inclusiv până la oameni de vârf din servicii secrete, până la oameni care dețin averi fabuloase, până la profesori universitari foarte scrobiți și foarte bine marketați, să le spunem așa, la nivel internațional, există, există acest, acest substrat anticreștin puternic. Deși paradoxal, ă, tradițional, Partidul Democrat din Statele Unite avea o puternică componentă catolică. Din păcate, această componentă catolică în ultimii 30 de ani a scăzut în forță în, în ceea ce reprezintă Partidul Republican, fiind în schimb copleșită de o componentă secular hinduistă, era să-i spun, o componentă secular păgână, care este foarte influentă, pornind de la cele medii universitare în care s-au format și soții Clinton, în care s-a format și nea Biden, în care s-au format o felul de personaje de acest tip. Bine, Bernie Sanders, care este un exponent a unui fel de marxism năfițe, să-i spunem așa, care prinde foarte bine la tineri. Deci, iarăși, este un paradox. Mulți politologi spun că tinerii nu votează tineri. Iată, în Statele Unite, să zicem așa, în limbajul tiner, cel mai cool politician, în rândul. Studenților și al oamenilor foarte entuziasmați de aceste idei progresiste care se insinuează cu forța în societate, este domnul Sanders, care teoretic ar trebui să fie ca un fel de Ion Iliescu, dar Ion Iliescu e mult mai conservator decât Bernie Sanders, dacă să analizăm acum. Așa este. Și ceea ce observăm este că, într-adevăr, tinerii care vorba, în. Aia... N-au apucat nici războiul rece. Poate auzi sau poate auzi. Dar de obicei, generația asta nu, nu se informează, se hrănește din punct de vedere al informației, doar din ce vede pe social media, nu-i mai, nu mai pune mâna pe carte. Deci, practic, tot ce se prezinte sunt manipulați și au ajuns tineri, să spunem, născuți după anii 90, vorbim și de România, Europa, nu mai vorbim de Statele Unite, în care să accepte ceea ce părinții noștri, strămoșii noștri, au luptat până exact. la moarte. Exact, da. Asta e... Aici este, ajungem la vorba lui Berto Eco și ajungem la îndobitocirea prin media și acel homo videns. Așa. Acum Țiți suntem în, în epoca ecranului. Uh... Dar, dar, atenție, aici este o, o componentă ca să nu ducem prea mult discuția într-o zonă, să spunem, care poate fi înțeleasă greșit. Am un mare respect pentru, pentru mass media și pentru tot, tot ceea ce înseamnă presa autentică. Și ajungem tot la un concept american, ăla cu broadcast yourself. Adică să fii tu propriul tău reporter, propriul jurnalist, propriul producător, propriul regizor, propriul scenarist. Și acest concept al relativizării valorilor a ajuns să relativizeze inclusiv știința jurnalistică. Acum nu mai avem, cum era în anii 90, știri verificate din trei surse. Nu mai avem reportaje bazate pe interviuri, pe mers în teren, pe discuții și inclusiv cu tabere divergente. Decât foarte puțin. Cei care sunt de calitate și fac presă de calitate, fac acest lucru. În schimb, odată cu explozia erei digitale și cu nebunia social media și tot ce a apărut după 2007, 2008, 2009, după acest, această explozie, practic oricine poate deveni un mare jurnalist poate deveni cu un simplu telefon mobil un agent de investigații, poate deveni un detectiv, poate deveni un delator, poate deveni un revoluționar, deci lucrurile este foarte simple pui pe rețeaua de socializare, indiferent cum s-ar numi ea, filmulețul, se viralizează, rețele de activiști, eu să-l trimeată foarte rapid și să răspândească și să prindă acele conexiuni de unde să meargă și să explodeze, se creează emoția, se creează uh, acea stare de sureșitare care urmează emoției și apare fenomenul de indignados, fenomenul de hai să facem justiție socială, să dăm de pământ, nu știm cu cine, nu știm cum, dar nouă nu ne convine, deși paradoxal trăim foarte mulți atât în Statele Unite, cât și în Europa, cât și chiar în Europa de în cazul nostru, trăim în cele mai bune condiții materiale pe care le-au avut vreodată înaintea și noștri. Păi comparând acum viața unui tânăr de acum, este net superioară material vieții unui burghez respectabil de acum 150 de ani. Deci nu, lucrurile sunt foarte simple. Și acest confort, și acest confort care, care s-a creat, confort care a dus conformism și care a adus o lepădare de fundamente. Pentru că în momentul în care educația autentică este înlocuită de ideologie, ceea ce s-a întâmplat din păcate în universitățile occidentale și trebuie să o spunem, în momentul în care pătrunde ideologia acolo, lucrurile tot total se schimbă. Toți, toată lumea are drepturi, pur și timp, cum simplu, cum se întâmplă în foarte multe universități din Statele Unite. Nu mai poți să pici un student la examen, că e discriminare. Sau, automat, trebuie să ai un profesor care are o anumită orientare. Okay. Știm noi de care. Exact. Nu mai deschidem subiectul, nu mai deschidem subiectul că... că deja suntem... Am, deși așa suntem cunoscuți amândoi pe tema aceasta, așa că... Fii atent, Daniel, domnule deputat, când cum așa, putește. când așa... Vreau să spun următorul lucru și aș vrea să știu părerea ta Apropo de știri și de, să spunem așa, răspândirea acestei tendințe de a fiecare de a fi propriu jurnalist și de a fi un, un agenda presă Am observat o chestie, se vorbește foarte mult în zona de business despre money laundering în engleză, spălarea yeah. de bani Există acum un fenomen în zona aceasta a presei care se cheamă, să spunem, news laundering, spălarea de știri da. Se aruncă de către o entitate XY, inclusiv o persoană fizică, o petardă de presă. Da. O în drept, da? O petardă de presă asta înseamnă o minciună, un fake news, după care e preluată și spune de la, spune noi, de la amator de X, așa zice, de pe YouTube, de nu știu unde. Se ia de către un canal de presă recunoscut și am văzut aici CNN. Eu am o problemă cu acest canal CNN de presă. CNN, este o, un canal care este clar al Partidului Democrat, exact. Hai să ne mai ascundem. Și... Da? Și apoi, spunem, se acordă credibilitate, pentru că zice lumea, a, păi am văzut la CNN. Și știu, exact, oameni, așa oameni respectabil, respectabili, inclusiv în România, care când văd ceva la CNN, zic, gata, așa e. De ce? Și, uh, și, Oameni respectabili din presă, foarte cunoscuți unii dintre ei. Da? Care zic gata, dacă CNN a zis, înseamnă că așa e. Și vreau să înțeleg, pentru că au fost momente în istoria recentă a, a lumii când CNN, într-adevăr, a fost în războiul din gol, ne -a aduce aminte, chiar ne-a lăsat pe toți. Și cum a fost și televiziunea română, dacă ne aduceam aminte de TVR, da. a, cu Revoluția, noi -am, am acordat o încredere un, un cec în alb marilor agenții de presă, pentru că la o vreme, în trecut, își făceau o anumită treabă. Da care și ne-a ajutat. Deci CNN a fost, îmi aduc aminte, CNN a fost poate prima dată când un război a fost dat în, în direct. Am urmărit și eu, te referi în 2003. Exact. Da, l-am urmărit, l-am urmărit e. atunci și chiar mi s-a părut foarte interesant. Țin -mi minte și acum, când au pătruns prin sudul Irakului, linia aia Basra, la Siria, spre e. Bagdad, treceau e. pe și acolo. Zis. Ne ziceau, a fost, a fost o primă ciocnire într-un anumit punct, dădeau victime, trupe, îi arătau un teren, vedeam cum trage tancul, tunul. Deci, cum, totul, deci i -am și din păcate, aia nu se mai întâmplă în presă acum. Deci vreau să spun, uite, ca om de presă, om de face presă de calitate, nu chiciuri de doi bani, eu nu mai văd. Eu când, când eram noi copii sau mai mici, erau, știam foarte bine că avem știri interne, știri externe, uh -huh. avem economic, social, politic, sport, cultural. Aveam corespondenți, vedeai peste tot. Conflictele militare, aproape că în anii 90 și începutul anilor 2000, puteai să le vezi aproape în direct, cum a fost la noi Revoluția din 89. Acum fenomenul ăsta a dispărut. Totul se bazează pe preluări de pe net. Exact. Totul s-a redus la chestiuni de astea, că vine un anonim. Noi nu, nu știm cine e anonimul exact. ăla, la poate să fie și un bolnav psihic, poate să fie și un terorist, poate să fie și un atentator. Poate să fie un om scăpat de la o pușcărie. Adică. Și foarte mulți anonimi au ajuns, exact cum se întâmplă și în sistemul judiciar cu plângerile anonime. Așa avem și în presă această spălare de știri, că vedem pur și simplu că vine cineva cu un fake news este... dintre acesta și este dat pe CNN și în momentul ăla gata. O, CNN, nu mai. E, A, e adevărat, aici. sigur, asta e. Și e preluat de presa noastră, asta... de toată presa. Mai ales că mulți dintre jurnaliștii noștri din România au fost, făcut, au fost oarecum trăinuiți în sistemul CNN, de presă, în, în școala cnn -ului. Ce să fac dacă Fox News n-a vrut să vină pe aici? Asta este. Stimați prieteni, țineți minte, mai există și alte canale de presă. Dacă uitați în presa americană, și vă recomandăm personal vă recomand și Fox News. Puteți să vă uitați și la CNN, dar tot단 luați numai ce e bun pentru că multe uh, informații false circulă și mai ales sunt traduse cuvânt cu cuvânt în presa românească. Nu dăm nume în seara aceasta, dar cei care o fac știu foarte bine și uh, ar fi frumos să le se oprească și să ne informeze așa cum trebuie. Cel puțin noi aici la Protocens Media vrem să fim echidistanți și să prezentăm, așa cum am și zis de la început emisiunii, uh, tot ce se întâmplă exact în, în, în grila aceasta creștin-conservatoare și mai ales a adevărului. Exact ce vedeți pe ecran, asta se întâmplă în realitate. Și grila cenzurii corect-politice. Politice. Mergem puțin mai departe. Am Ajung la concluzia că, de fapt, nimic nu e nou sub soare, tot ce se întâmplă s-a mai întâmplat sub alte forme de-a lungul istoriei. America este. Vedeam în aceste reportaje, din aceste zile, inclusiv manifestări care aduceau aminte într-un mod sinistru de instrumentarul practicilor Revoluției Culturale din China. Deci, vedeam niște practici foarte ciudate cu oameni care. Mai aveau un pic și se rugau la un idol. Am văzut și alte, alte scene sinistre cu cineva de la acea organizație extremistă, Black Lives Matter, exact, care nu are nici nimic în comun cu ceea ce înseamnă apărarea vieții unor persoane, ci este doar o organizație ideologică radicală. Alergau pe stradă oameni și puneau să se pună în genunchi și să-și ceară iertare pentru robia. Și în sfârșit și tot răul pe care vezi, doamne, albi l-au făcut de-a lungul istoriei Și erau niște fete speriate care se puneau în genunchi în fața da, individului respectiv. Că vă dați seama, acolo n-ai na, să știi cu cine ai de-a face în timpurile astea. M-a da, impresionat urmăriam astăzi pe internet un clip foarte așa... Foarte emo emoționant, care m-a atins. O femeie, să spunem așa, de culoare... Trecută de o anumită vârstă, să zic așa, peste 50 de ani, era în fața unui magazin la care ea spunea în, în, în engleză, spunea, aici este locul meu de muncă. Era magazinul distrus, deci furat, tot. Numai aici. spune, I'm black, sunt, nea, sunt de culoare neagră, sunt uh, o cetățeană acestei țări, un cetățean al acestei țări de culoare. Eu aici este, aici este locul meu de muncă. Dacă viața mea credeți că contează, de ce mi-ați zis locul de muncă? Corect. Corect, nu, e o, e o mișcare care tinde să îmbrace caracterul unei unei brăscoale comuniste pe undeva, anarhocomuniste. Asta, asta, asta vedem în Statele Unite și mă refer strict la aceste manifestări de violență și huliganism pe care cred că pur și simplu nimeni nu și le închipuia că le va vedea în Statele Unite. Și aici am impresia că și politicienii americani se joacă cu focul și mă tem că unii din democrați uh, dau apă la moară acestor manifestări. Sunt manifestări ideologice, sunt manifestări cu caracter, îmi permis să spun, antidemocratic și antinațional, pentru că asta sunt. Și uh, chestiuni care nu au nicio legătură cu drepturile minorităților sau cu problema legată de persoanele de culoare. Din contră, este, sunt niște teme foarte abil speculate de niște ideologi cinici care n-au niciun Dumnezeu, care n-au nicio tresărire de minimă morală față de nimeni, indiferent alb, negru sau de altă culoare, și care pur și simplu s-au urcat pe acest val emoțional și încearcă să-l transforme într-un tsunami politic care să ajungă până la Washington și să-i radă pe republicani. Pentru că se întâmplă niște fenomene se pare că lupta pentru președinție dintre Donald Trump și Joe Biden se ascute tot mai tare. Iar șansele lui Biden, care erau doar pur teoretice înainte de pandemie, acum au ajuns să fie reale. Adică, practic, se joacă președinția Statelor Unite, iar echipa republicană, nu, e, nu mai este în situația anterioară. Riscăm să vedem America din nou acolo unde era în timpul cele mai slabe administrații din istoria administrației Obama. Obama, Biden, Clinton, ca să exact, o spunem așa. Exact. Obama era actorul de cinema de Hollywood care era pus în față, care vorbea bine, zâmbea frumos, spunea bancuri reușite de cele mai multe ori, dar în spate erau niște oameni care făceau jocurile, precum domnul Biden, care era foarte familiarizat cu niște practici de prin anumite zone mai puțin consolidate sub aspectul justiției din Europa și din restul lumii. Era doamna Clinton care se ocupa cu toate aceste ideologii de tip neomarxist, în spiritul cărora a fost educată încă din tinerețe și promova toate aceste linii. Deci mie mi se pare paradoxal cum de multe ori mă uit, Pence sau Trump, oameni din jurul lor sunt etichetați ca fiind paradoxal, antisemiți pentru că îl critică pe Soros în timp ce eu văd o administrație republicană care vine în -o, cu o susținere și o deschidere aproape nemai văzută recent față de statul Israel. Bun, George Soros are interzis în Israel și așa da, că, exact. dacă țara care el se consideră, dar este unul dintre cei mai mari antisemiți. I-a făcut enorm de mult rău Israelului. Israelului nu? Deci, dacă e un... Uh, deci... Sunt foarte conectat cu zona aceea, călătoresc chiar în interes de servicii acolo, și vreau să spun că, când aud de lumea de soră, și nu mai vorbesc de Ungaria, el e și cetățean. Da, mai pentru că, teoretic, el, da. țările lui de baștină, teoretic ar fi Ungaria și Israel, dar în ambele țări. Este interzis. Este interzis, da. Este interzis. Asta înseamnă uh, această, acest mare finanțator a tot ce înseamnă mișcarea progresistă din America. Uh, și este, într-adevăr, să știți că. Practic, atacul, acum trebuie să spunem pe față lucrurilor. Tot ce vedem noi acum, asta este forma care se vede, este ce pune presa în față. Dar la baza, la baza acestui atac, să știți, este clar un atac la fundamentul de bază a statului, da, care la este creștinismul. Creștinism, exact. Creștinism. Da, păi fără creștinism, America e pierdută. Pe America, America, în, de America, dacă se leapă de Hristos și dacă o ia pe calea anticreștin, secularistă, a extremei acestea, extremei stângi pe care o vedem în ultima perioadă tot mai virulentă și care a fost și sponsorizat activ de Soros și alții ca el, că nu este singurul, dacă va ajunge acolo, America în 10-15 ani va înceta să mai fie cea mai mare putere a lumii și libere. Ne întoarcem, o să ne întoarcem din nou la Statele Unite, dar hai să trecem puțin oceanul în Europa. Pe unde trecem? Ne teleportăm? Cu gândul, cu inima, să spunem, pentru că până la urmă noi suntem cetățeni europeni, încă suntem cetățeni <gântu -se> europeni e și aici știți la ce mă refer și mă refer la o Europa, Europa națiunilor. Europa națiunilor, nu Europa da. federală pe care o respingem categoric. Ne... Să Ne auzim de Europa Federală ca e o mizerie. Exact. Vorbim despre Europa națiune, România exact. a stat unitar național Exact, indivizibil și, indivizibil, țineți minte locul acesta. Dacă tot e 4 iunie, ziua Trianonului și trebuie să ne amintim că suntem stat național unitar, indivizibil, independent și suveran. Da, și să știți că suntem cetățeni români, iubim țara și trebuie să păstrăm uh, aceste valori, să știți până uh, cel puțin Bănuiesc că tu n-ai apucat să faci armata, eu am jurat cu N-am peste... apucat să fac, dar sincer îmi pare rău, că n-am făcut Ei, încă armata, nu e timpul pierdut niciodată. Eu, eu, am jurat cu mâna, pe mâna, pe stag, deci eu am făcut armata, chiar înainte de facultate, am fost puțin mai harnic și am bine. jurat cu mâna pe când voi apăra țara. Așa că... păi Nu, dar asta e un jurământ solemn, un jurământ care îl ducem cu noi până la capăt. Asta nu ne-neste, există... dacă veți vedea. Și v ați văzut de atâtea ori că uh, noi aici încercăm să uh, promovăm și facem asta cu e datoria noastră de cetățeni acestei Să Suntem cetățenii cerului, ne gândim la viața veșnică, dar trăim în România. Trăim în România, țar... da. Așa este... că ne întoarcem puțin de la problemele americane, care știți cum e, uh, vrem nu vrem au eco în Europa și au eco inclusiv în România. Păi, vrem, nu vrem, uh, și marea crize, marile crize economice, plânind în Statele Unite și au lovit întreaga lume, nu? Uh, Daniel, eu văd un pericol, să știi. Uh, văd un pericol, pentru că dacă lucrurile chiar rămân așa în starea aceasta și chiar se amplifică în Statele Unite, uh, vom suferi toți în Europa. De ce? Pe fondul acestei, în momentul în care Trump a câștigat alegerile, tot ce a început. Era un avânt foarte mare al ideologiilor de stânga, urmă Da, era un dezastru. Când a venit Europa. Trump, a situat inclusiv în Europa, erau. În Europa chiar, de... chiar mai avansate, din păcate. Statele Unite, totuși, are un fel de America profundă, care seamănă, sub anumite aspecte, izbitor cu România profundă, în sensul bun al cuvântului, care e foarte bine pe poziții. Așa că, dacă democrația. E și o vorbă, dacă. America tușește, Europa se face gripă, apropo de pandemie. Vă păi dați da seama că adică dacă acolo se mișcă puțin, se clatină sistemul, aici cad clad instituții, clad sisteme. Da. Deci suntem, vrem să vrem, suntem conectați foarte mult de ce se întâmplă dincolo de ocean, așa că legând această axă, Washington, Bruxelles, București, hai să mergem poate chiar mai departe, dar mergem pe axa aceasta, suntem direct conectați păi de ce ne se întâmplă. putem opri la Bruxelles. Asta place mult ora să zic așa. Da, Europa e într-o situație mult mai dificilă. În primul rând, Europa are o mare problemă. Uniunea Europeană s-a depărtat de proiectul inițial al comunității europene, care era întemeiat pe valori creștine. Adenauer și de să se că se întorc invers. Adenauer, Schumann, de Gasperi, exact. chiar și al de Gaulle. Deci o serie de, de personalități fundamentale pentru ceea ce a însemnat proiectul european. Proiectul european. Și în acest moment, Europa s-a eschivat de la a-și asuma identitatea sa. O Europa națiunilor, o Europa libertății, o Europa bazată, axată și în direcția valorilor creștine, cred că ar fi fost o Europa deosebit de puternică, dar Europa astăzi, îndepărtându-se, are o criză în ceea ce înseamnă liderii. Nivelul liderilor europeni este cel mai scăzut, probabil, de la Burebista încoace. Deci nu, este ceva de desperiat cum, cum s-a ajuns. De ce? Pentru că am eliminat valoarea, am eliminat virtutea. Iar tot ce se întâmplă în Statele Unite, practic, pentru noi, mi să știți că există mișcări conservatoare, oameni verticali care și-au păstrat identitatea în națională, identitatea creștină în, în tot ce înseamnă țările. Să nu Și în cele mai uh, secularizate agresive ex țări europene există ex și în această, cele mai există această globaliste. minoritate, țineți minte cuvântul ăsta. Există această minoritate a oamenilor care indiferent de stat ei, ei acționează și bineînțeles și așa ne acuză pe noi uh, inclusiv partide, inclusiv uh, ONG-uri de stânga că suntem conectați cu Statele Unite? Da, din punct de vedere al ideilor și a mesajului, suntem conectați cu Statele Unite. Păi nu, dar paradoxul face că acuzațiile astea veneau că sunteți, voi sunteți conectați și cu Statele Unite și cu U. americanii. Exact. Și practic erați, un fel de cordon umbilical, da, da. așa, între Trump și Putin, pe undeva, era o axă pe aici, care se întâlnea prin Când eram de... cu rușii, când veneau rublele, când veneau dolarii. Deci e o chestie de genul asta să știți că nu de-abia facem față cu, cu, trafi, cu uh, schimbul acesta valutar între <laughs> ruble și... Eu, ambele sunt false, într-adevăr, suntem mai aproape de americani. În ce sens? Pentru că uh, ei sunt bastion, am și spus. Da, e bastion. normal. Enorm, și de față America, în faptul în încă democrația și valorile încă sunt America exercitate. de astăzi poate fi un model și poate fi o națiune care să aibă capacitatea de a conduce lumea în direcția bună. Adică este foarte clar, de aceea este și lupta atât de aprigă în, în America. Dar, și aici vreau să vorbim puțin, dar suntem rădăcinați în România, în valorile, în tradiție, în poporul acesta în care părinții strămoși și au muncit, au trăit aici exact. și noi astăzi ne-am educat uh, uh, am făcut școli în România, trăim în România și e datoria noastră să ne apărăm și să dăm mai departe copilor noștri. Poate unii zice, ok, asta este, e mai bine în altă parte. Fiecare își alege, dar atât timp cât suntem în România, trebuie să rămâne și să nu uităm că România, de-a lungul, unul din factorii importanți care a ținut această țară așa, la, la răscrucea multor conflicte între Orient și pus. A fost credința, să știți. Exact. Biserica. Și cred că e datoria noastră să păstrăm amintirea celor ce s-au întâmplat și mai mult să nu se oprească în generația noastră. N-am vrea ca noi, generația asta de după anii 2000, secolul 21, să fim generația în care credința încetează, în care libertatea de exprimare, libertatea de, de închinare în, 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 la Dumnezeu să se diminueze și încet, încet, practic, să fim... Și așa suntem puși la polț, să fim și mai mulți. Așa, Daniel, te rog frumos, scuză mă că am vorbit puțin... Nu, nu, loc. nu, vorbește, că eu vorbesc și mai mult, știi. <laughs> Dar uh, vreau să vă deci Europa, practic, uh, uh, mișcarea... Fac legătura aceasta. Mișcarea progresistă din Europa, care e puternică, foarte puternică. Cea mai puternică din lume. Da. Jubilează în aceste momente. Și am văzut se vede în presă. Jubilează în momentul în care se vede ce se întâmplă în Statele Unite. Da, mi deci se pare. Mulți, cred că sunt mai mulți europeni evident. care vor să-i vor capul lui Trump decât sunt americani. American, da. Asta e, acesta este un paradox. Pentru că vedem aceiași activiști, aceiași impostori publici care vorbesc tot timpul de libertate, de drepturi, de. Uh, mereu sunt lezați ei într-un anumit drept al lor și mereu îi atacă cineva. Și care brusc acum sunt fanii Antifa. Adică toți acei avocați ai uh, umanitarismului, ai corectitudinii politice, ai nondiscriminării. Acum da, sunt alături de Antifa. Antifa care sparge magazine, care omoară oameni pe stradă, deci, practic, cum s-a întâmplat, care distruge proprietăți. Fii atent, apropo de libertăți și de... Deci în primul rând, uh, americanilor... Uh, au fost, li s-a oferit de mult timp uh, acest drept de a-și deschide mici afaceri. Și tot ce vedem noi acolo sunt uh, afacerile micilor proprietari, oameni care au magazin, oameni care au... Am văzut inclusiv magazine de artă, cultură, muzică, instrumente. Deci, uh, inclusiv magazine de lux, bineînțeles, dar tot ce a însemnat cultura aceasta a proprietății private, apropo de Antifa și exact. extrema stângă. Uh, se dorește aplatizarea aceea... Exact. Da, se dorește eliminarea proprietății, eliminarea națiunii și mai presus de ce eliminarea credinței. Acestea sunt țintele ideologice. Și înrobirea omului. Omul aparent liber, omul anarhic, omul care nu mai are repere, omul care s-a rupt de Dumnezeu și care devine, practic, mai rău decât un animal. Sălbatic, evident. animal sălbatic. Ai, cred că am jignit da, așa, așa jigni animale dacă. Da, așa este, chiar le-am jignit. Le-am jignit animale dacă le-am asociat cu omul. Deci, uh, Daniel, vreau să întâlnesc ce înseamnă, cât de puternic poate să fie această, să spunem, dezumanizare, astfel încât să devii dintr-un om, dintr-un cetățean, născut într-o democrație, totuși. Să devii tânăr, un tânăr de 20 de ani, 25 de ani. Să ieși în stat de bineînțeles, acum cu ajutorul pandemiei, acum toată lumea se poate deghiza în orice. Avem o mască, nu mai contează, e greu de identificat. Sistemele de monitorizare video nu mai fac față, așa că oricine e liber. Da, să nici fac... autorității nu mai fac față, adică poliția nu mai poate să răspundă provocărilor. Și problema este că, practic, sunt mai multe cauze aici. În primul rând, bombardamentul mediatic și toată această propagandă perversă, inoculată pe absolut toate căile. Faptul că Omul, astăzi, există o capacitate de influențare psihologică uriașă prin aceste mijloace. E foarte interesant că vom vedea o generație tânără care își pun foarte multe întrebări asupra, nu știu, declarațiilor unui politician sau o emisiune de unui jurnalist de prestigiu sau un articol de presă mai bine fundamentat, dar în momentul în care lor le intră un fake news sau nu știu ce aberație sau nu știu ce desen dintre acesta cu mesaj subliminal pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram, pe ce mai au ei pe acolo, zbang, toată lumea a sărit și gata, ăla e adevărul absolut. Deci sunt niște mijloace psihologice de manipulare subliminală extrem, extrem de perfide și de folosite foarte abil de niște oameni care cunosc tehnici de manipulare a maselor. Avem pe de o altă parte eșecul sistemului de educație, care nu mai creează personalități, ci pur și simplu vine și împarte titluri, graduri, grade, pardon, diplome și așa mai departe tuturor. Un alt eșec tot al sistemului de educație publică, privată, socială, culturală, care a impregnat și aceste nou valori ale revoluției culturale neomarxiste, toate aceste valori relativiste, valori care contestă orice realitate existentă, Teoria critică, cum mi cum se spune în mod științific, dar nu critică în sensul criticismului de secol XIX, pe care îl cunoaștem cu toții și care a fost constructiv. Aici e o chestie distructivă, și evident spiritul de turmă, care întotdeauna e, joacă un rol foarte neplăcut la orice manifestare de acest tip. Și iarăși vedem secularizarea societății. Morala nu mai are, nu mai, nu mai, are valoare. fiecare are morala lui. Adică, nu exact. știu, dacă eu cred că e moral acum să dărâm ceva pe aici, aia înseamnă că e standardul moral asumat. Uite, îți dau un exemplu. Mizeria asta numită actă, uite, artă, artă postmodernă de multe ori. A fost, știm cu toții ce, ce înseamnă artă, în sensul înalt. Exact. Uh, mă uitam, nu știu când, că s-au dat vreo 3 milioane de dolari sau chestie de genul ăsta, Poate greșesc, am că poate o sumă pe mai banana. mică. Pe banana cu leu coplast. Banana cu leu coplast. Deci sunt, suntem la nivelul capacelor de veceu pictate și a, și a poneiului, a mânzului cu roz și cu zvastică. Deci, de, deci acesta este nivelul. Aici ne-a adus relativismul sociocultural. Aici ne-a adus respingerea moralei creștine. Și inclusiv acea, încă din în anii 60, știi că veneau tot felul de guru, veneau tot felul de băieți de ăștia Să sar pe, pe jar și după aia stau într-o poziție și cred ei că, vibrează, levitează, că levitează Și au venit să explice oamenii, au explicat, da, e bine și cu credință, dar de fapt nu e așa De fapt, toți suntem buni, totul e permis, totul e la liber Dumnezeu e peste tot. Nu cum vă, vă mint pe voi creștini că e Dumnezeu personal trinitar și așa mai departe. Nu sunt teorii: Dumnezeu e peste tot, El acceptă orice, că iubirea este tot și așa mai departe. Și aceasta este o teorie foarte răspândită în cercurile de elită americane. Și de asemenea avem un nucleu dur de activiștii de extremă stânga care au inoculat permanent un discurs demolator în societatea americană, un discurs deconstructivist care există și în Europa, care a existat și în contextul fiind, revoluției culturale din China, un context de, de acest tip și un context care iarăși a fost prizat, și îmi place să folosesc termeni pentru că e cel mai potrivit în contextul ăsta, de foarte mulți indivizi de la vârful mediilor academice americane și europene. Și foarte mulți oameni galonați în aceste medii, pentru că, din păcate, pare rău să o spun, dar abordarea, să spunem, unor ideologii și, și promovarea acestor erzațuri amorale în societate și în mediul academic este, de fapt, principalul instrument de promovare în anumite zone și exact. în anumite universități, în anumite medii de acest tip. Și avem aici o perpetuare și avem aici o, un întreg cer vicios care lucrează. Și acest lucru lucrează și lucrează la fundamentele societății. Și este foarte trist când vezi cum oameni care au fost formați ei fiind copii, în medii în care a contat morala creștină, în care a contat ordinea, în care a contat respectul, în care a contat bunul simț, în care știut, că în orice există o limită, iar că libertatea presupune și responsabilitate, sub influența social media, sub influența bombardamentului psihoinformațional, pur și simplu o iau într-o direcție pe la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Sunt niște încercări și de-aia spun că era digitală vine cu totul și cu totul alte transformări. Dacă ne uităm și economia nu mai este ceea ce a fost și mediul politic. Nu mai putem vorbi de împărțirea aia dreapta-stânga de pe timpul războiului rece sau pe care am cunoscut-o noi în anii tranziției de după comunism. Nu mai sunt lucrurile la fel. Nu mai avem ca acum 100 de ani, el e partidul burghezii, el e partidul țărănim, el exact. e partidul industriașilor, el e partidul moșerilor și el e partidul țăranilor care să alias cu muncitorii și cu nu știu ce oameni mai amărâți de la orașe. Nu mai există asta. Nu, lumea este, nu doar mult mai diversă, este mult mai pestriță și mult mai amestecată și aceste ideologii care au pătruns foarte puternic în ultimii 50 de ani au schimbat total, au schimbat și mediul economic, pentru că am fost șocat să văd cum, de fapt, niște corporații mari devin vector de propagandă anarhistă. Deci mi se pare uluitor, pentru că noi știm că în în capitalismul clasic, în capitalismul liberal, că vorbim de liberalism autentic, nu de ceea ce sunt așa zis și pervertiți liberali, între ghilimele, din Statele Unite, care sunt de fapt o extremă stângă în America. Deci noi sunt stânga stângii în America. Stânga stângii. Așa? Vedem că totul se bazează pe un ciclu, pe stabilitate, pe ordine, pe niște, niște raporturi care țin de o osmoză socială, de întrepătrunderea țesuturilor sociale, nu de revoluții, nu de dat foc. Este, este indiscutabil, pentru că acolo unde e ordine și pace, acolo este și capitalul. Astea sunt lucruri, na, le știm de dinainte să nască și Marx și Adam Smith, poate. Dar aici vedem uh, cum s-a creat, am, am ajuns într-o într -o stratificare de-asta, a unei ere post-industriale, o stratificare foarte bizară, în care vedem cum mari companii devin vectori, vectori de propagandă ideologică. Nu vectori de campanie electorală, sau nu vector politici, venim vectori de ideologie. Deci noi avem companii mari, la nivel mondial, care se iau la trântă cu creștinismul. E pur și simplu. Ele nu au o problemă cu stânga, dreapta, centru, mai știu eu cine. Așa este și... Din păcate, va trebui să facem față. Acum, hai să ne uităm, domnule deputat, la ce am putea face noi comunitatea aceasta creștină activă, pentru că uh, suntem în România, uh, vedem ce se întâmplă, vedem efectele, uh, vedem tăvălugul care vine asupra uh, țării noastre și vorbim numai de ultimele inițiative, uh, legea educației sexuale, uh, parteneriatul civil uh, și altele, da? Uh, Ce putem face noi, comunitatea asta, care, din păcate, nu este atât de uh, vocală? Uh, da, 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 da. Și știi că noi doi aici întotdeauna am fost de aceeași parte a baricadei. Pentru că, să mă ierte Dumnezeu, dar am înțeles că timpurile sunt așa în manieră. Dacă eram, nu știu, în uh, anii de după Revoluție, când era reviriment creștin și în, uh, când orice preot sau pastor uh, îți putea aduna... 100.000 de mii de oameni de toate religiile, de toate cultele și care stăteau așa cu gura căscată, exact. așa un mesaj biblic pe un stadion. Din păcate, acum suntem într-un război cultural, hai să o spunem drept, și care poate fi un război într-un cuvânt, un război într-un adevăr și într-un război într-o mărturisire a lui Hristos. Pentru că ceea ce românii au făcut luptând în această perioadă, comunitatea creștină din România este un adevărat o adevărată o operă de mărturisire și nu trebuie să cădem în păcatul mândriei și nu aici doresc să ajung, dar vreau să spun că este datoria noastră să spunem adevărul și să acționăm. Pentru că nu este, noi nu facem ceva în plus, noi facem ce trebuie, cum s-a spune. Asta păscut. e chemarea noastră, e chemare facem universală. strictul necesar, exact, asta e chemarea. Noi nu facem ceva în plus, nu facem pun interes. Deci, uite, eu de când sunt în Parlamentul ăsta al României, Dau cuvântul meu că lucrurile care m-au consumat cel mai mult sunt lucrurile care țin de moral, lucrurile care țin de identitate și lucrurile care țin de păstrarea intactă a sufletului. Eu, de exemplu, sunt membru în Comisia de Politică Economică, Reformă și Privatizare. Când trebuie să vorbesc pe economie, chiar mă simt atât de relaxat și atât de lejer încât mi-e dor de dispute economice sau de dispute de astea cu stânga-dreapta clasică precum era odată. Dar astea nu mai sunt. Trăim niște timpuri istorice și trăim niște timpuri în care suntem chemați să ne apărăm valorile de noi ține asta, de noi toți. Și aici este, eu fac un apel în continuare la creștinii din România, creștinii de toate cultele, creștinii de toate orientările politice, sociale, de etnii diverse. Noi, suntem, noi doi suntem români, dar și ceilalți. Absolut. Nu, exact. Uh, și pe toți îi chemăm. Sunt niște timpuri în care e bine să trecem peste orgolii, e bine să acționăm împreună, și e bine să lăsăm acel sectarism tipic, nu mă bac cu ăla că e... Sunt extreme cine, de ambele părți, de toate părțile. De toate părțile sunt extreme. Și, din păcate, inclusiv experiența referendumului pentru familie ne-a arătat această mare dezbinare dezbinarea tragică pe care o știm de la Herodot. Este, iată și în rândul comunității creștine, indiferent de confesiune din România, o boală grea. Adică nu contează cultul, că sunt exact. ortodoxi, că sunt catolici, că sunt neoprotestanți, că sunt nu toți sunt acelea situații. Deci mă punește și rusul de multe De aceea trebuie să strângem rândurile. Trebuie să acționăm. Întotdeauna. Știți, știți cum e? Adică, cum am și spus atunci după referendum, vorba vulgarizând un pic, trebuie om la om pe tot terenul. Și trebuie să-i combatem peste tot. Să-i combatem în piață, să-i combatem în parlament, să-i combatem în instituții, să-i combatem în stradă. Uh, Mi-am pro mi am promis și am, uh, voi fac, mă voi ține de cuvânt, dar am zis că la un moment dat, după experiența mea cu referendumul de aproape trei ani, în care am fost în echipa de conducere a. Uh, a... Nu, acolo ai făcut un lucru, un lucru minunat și vreau să spun că am un mare respect pentru tine și pentru toți ceilalți care v-ați implicat atunci, care ați luptat și care, din păcate, ați fost lăsați singur în anumite momente și care ați fi meritat o susținere mult, mult mai mare și cât mai puțină reticență stupidă pe care am văzut-o din anumite medii care altfel sunt ele foarte firoscoase, foarte intelectuale și foarte... Vreau să spun următorul lucru și vreau să aud și părerea ta, Daniel. În vremea aceea am avut de-a face cu tot felul de grup, hai să spunem, grupări, ONG-uri LGBT, etc. Deci tot ce în zona asta extremistă, a moralei, să știți. Da, e zona e... extremistă. O zic, îmi asumă da, responsabilitatea, nu, nu, și de Ceresi. -nice. Sunt extremiști. Da? Și uh, a existat între noi un oarecare respect, și există și astăzi. Ne-am combătut de multe ori, dar uh, am avut puterea aceasta de a discuta, când a fost dezbateri și asta, fără să ne, uh, să ne jignim și tot așa. Dar eu, tot stând împreună și observându-i, și ei ne observa pe noi și noi pe ei, am observat un lucru foarte tare. Și vreau să spun, vă scriu o carte despre ce am învățat eu de la ONG-urile și de la activiștii de, de stânga. Așa se va numi cartea. Ce am învățat de la activiștii de stânga? Lucruri extraordinare pe care noi creștinii, din păcate, noi nu le avem. Sau da. ar trebui să le avem, prin definiție. Doamne, dacă acum, acum dacă cineva de pe un anumită o pagină, a spune 50 de oameni se ducă în piața universității, vă garantez că într-o oră 50 de oameni vor fi acolo. Știți cum? Sau în fața catedralei, da. 50 de femei sau 100 de femei care se vor dezbrăca acolo, așa va fi. Și de ce? Pentru că au dorința, au la în proud. Vor să fie vocale, să se identifică. Și mai mult sunt uh, mândre de tot sau mândri, sunt mândri de ceea ce fac. Noi să, creștinismul... nu, să, să, să nu discriminezi, că n-ai să știu. Unii pot fi mândri, dar să pot considera mândre. <laughs> Acum, din păcate, aici este o flexibilitate prea mare, trece dincolo de linia de care noi am discutat. Dar este adevărat ce ai spus. Vreau să spun următorul lucru. Noi, creștinii, Intrăm în cutiuță, ne place să stăm în pătrătica noastră. Da. suntem egoiști. Da, e incredibil fenomenul ăsta și cred că e prima dată când o spun în public. Există fenomenul uh, exact al închiderii, al, cum se spune, al bisericuței, că exact. e și un concept care exact. nu are legătură cu legii. Fiecare pe pătrățica lui, apoi imediat îl vezi foarte smerit, nu vrea să audă de nimic din lume, sunt nu se asocieze cu hoții și corupții din politică. Adică, are un mesaj paradoxal care mă tem că, din păcate, la unii alunecă chiar spre extrema cealaltă. E foarte interesant cum se întâlnesc extremele și în zona asta. Exact. E foarte interesant. Deci, eu am văzut oameni care se pretind niște. fiind într-o latură extrem de intensă a trăirii religioase, care refuzau dialogul normal și care nu aveau încredere, credeau că. De exemplu, referendumul, dacă e votat de politicieni în Parlament și știi foarte bine când ne-am luptat acolo și ce bătălie a fost. 9 mai și mai septembrie. Și exact, da, da, da. Exact, exact. Nimic nu e întâmplător. Așa, uh. când ne-am luptat acolo, este foarte interesant că, din păcate, am trăit să vedem că au fost unii dintre oamenii care merg mai des decât noi la biserică, dar care s-au temut. S-au temut să-și să -și afirme asta doar pentru a nu se asocia cu politicienii și ăștia reprezintă, zicem, un segment restrâns și un segment mai dificil. Dar, pe de altă parte, din păcate, la scara mare, noi trăim o societate creștină. Și când vorbim de creștini în România, ne referim la 97-98% din populația României. Unii spun chiar 99%, dar bine, astea sunt date mult peste 90%, nu știm. Și nu asta e de discuția noastră. Dar când venim cu astfel de discuții, este foarte, foarte uh, greu să creăm această coagulare. Există această tendință de autoizolare, uh, tendință, exact cum spuneam, de creăm numiși bisericuțe, nu vrem să fim deranjați, vrem să stăm noi frumos aici, facem comunitatea noastră emiș, în care exact, exact, exact. nu ne aude nimeni, trăim, așteptăm sfârșitul lumii și asta e. Nu asta este soluția. Știm cu toții că nu ne comparăm noi, că suntem foarte mici. Dar și sfinții, și mărturisitorii, și martirii, oamenii ăștia au trăit în lume. Oamenii ăștia au luat de, au îmbrâncit, unii chiar fizic, împărați, regi, prinți, general de armată, mari preoți, ai unor culte păgâne, mari intelectuali ai antichității. Deci oamenii ăștia nu au fost pitis pe undeva. Evident, există și... Logica acestei vieți ascetice, logica celor care preferă o viață de tip eremită, cei care, nu știu, doresc nu să trăiască după modelul ascetici. patericului egiptean. Și am toată res tot respectul și toată aprecierea pentru ei, mai ales că fac un lucru absolut deosebit pe care, iată, noi nu, nu putem face. Dar nu suntem toți chemați să facem lucruri deosebite. Exact. Chemarea noastră este în spațiu public. Ceea ce nu înțeleg mulți. Aici este o propagandă uh, secularistă foarte urâtă în România, care merge pe două aspecte, pentru că la noi încă sunt la început. Biserica trebuie să meargă în spațiu privat, e o minciună ordinară. Biserica aparține spațiului public, biserica nu înseamnă clădirea fizică exact. în care se desfășoară cultul religios și provine de la Eclesia, adunarea credincioșilor. Asta înseamnă biserică. Iar când vorbim de biserică, vorbim de toți cei care sunt botezați într Hristos și nu vorbim nici măcar de cei care vin la biserică, nu mai zic, nu vorbim de ierarhie. Aici este o chestiune. Și se încearcă oprimarea a ceea ce înseamnă mărturisirea publică. Cea mai simplă mărturisire. Îți dau un exemplu. Când eram eu copil și plecam la liceu, peste jumătate din autobuz își făcea cruce când trecea pe lângă o biserică. Fenomenul ăsta, astăzi, îl văd mult mai rar. Și adică încep, începe să mi se pară ceva, wow, atunci era o regularitate. M-am dat un exemplu extrem de simplu. Și se inoculează creștinului frica de a se exprima. Frica de a-și duce simbolurile, valorile în spațiu public. Și ea vine mână în mână cu teoria falsă că România e stat laic, în sens francez. Pentru că în Franța la ICT înseamnă asumarea publică a unui stat străin de Dumnezeu. Și acolo știu foarte bine că au fost inclusiv cazuri de politicieni amendați pentru faptul că au amintit de Dumnezeu sau chiar au citat din Biblie în, în cadrul unor activități publice, sociale, oficiale. Deci cam asta înseamnă laicitate, dar ei o duc într-o anumită zonă de extremă și încearcă să ne bage pentru a ne pregăti spre statutul de minoritate. Noi suntem o majoritate extrem de amplă care, din păcate, suferă de dezbinarea tipic românească, dar în același timp ei sunt o minoritate foarte mică și foarte coezivă. Îi aduc aminte de asaltul barbarilor asupra Imperiului Roman și asupra lumii civilizate. Erau foarte puțini, foarte agresivi, fanatici, nu se opreau, nu puneau preț pe nimic, și încercau doar să-și obțină propriile lor obiective. Acolo, na, se duceau să prade, iar aici ne pradă, dar spiritual, moral și interior, sufletesc. Vreau să te provoc puțin mai mult. Nu te supăra pe mine în seara aceasta, dar dacă tot am început discuția... Tot am vor... început, mergem înainte. Mergem înainte. O să ne oprim la un moment dat... Uh, Aș, zice, concluzionând ceea ce zici tu, că uh, noi creștinii suntem, ar trebui să fim prin definiție activiști. Da. Oameni care își exprimă, pentru că un creștin care nu își asume identitatea în public, e rușine sau... Inclusiv să facă semnul crucii sau știu eu, să zică un Doamne ajută. Exact. Da? Sau să răspundă la Hristos în viață cu adevărat, adevărat în viață. Înviat, da. Asta e o asumare. Da? Uh, pe lângă asta, deci o, o, mare problemă pe care am observat-o inclusiv la referendum și asta inclusiv țimați prieteni, inclusiv în biserice evanghelice. E valabil asta, care noi credeam că la noi lucrurile sunt mult mai ros și oamenii sunt mult mai activi. Nu e chiar așa. Din păcate și la noi a, a, a să spune eu, nepăsarea și lipsa de activism, își spune cuvântul. Odată, neasumarea identității creștine și apoi lipsa de activitate, lipsa de a face ceva. Unii zic, știi cum e? Dacă reușim să ieșim din cele patru din cei patru pereți, ai, din clădirea bisericii și practic noi știm foarte bine și asta nu e corect din punct de vedere al Sfântelor Scripturii. Noi știm foarte bine la biserică ce avem de făcut. De când nu am intrat până când am ieșit, știm ce avem de făcut, tu ce se întâmplă, tu ce cânte, se cântă, tu ce urmează la slujbă. Și atât. În momentul când am ieșit de acolo, majoritatea celor care intră nu mai au nicio treabă până data viitoare. Și asta este o lipsă de nimeni nu se implică. dușire. Înseamnă activități sociale, implicarea, ajutorarea, ridicarea vocii când trebuie să chemăm când avem ceva de spus. Faptul că scrii ceva, că comentezi, acum dacă tot avem social media, să știți, că distribui un, un, un mesaj, nu trebuie să fim doar consumatori, inclusiv în spațiu public. Creștinii nu trebuie să se asume. Dacă ne rușinăm de Hristos, și El se va rușina de noi la judecată. Și asta ne lipsește noi. noi încercăm să educăm, să trezim națiunea aceasta, România, cateenata românească în care uh, uh, mulți dintre noi au murit cu drapelul și cu crucea în mână în țara asta. Să trezim această națiune și prin ceea ce facem aici, în spațiul acesta pe care îl avem aici. Da. Să fim o voce și să spunem oameni bune, timpul să ne trezim și să mai salvăm ce se poate salva. Și ceea ce se întâmplă, dacă vreți ca ceea ce se întâmplă în America să nu ajungă niciodată în România, dacă vrem ca copiii noștri să fie oameni, instruiți corect, să fie ei în stare să aleagă, nu stii să impună ideologie, nu să învețe să, uh, masturbarea de la 4 sau 5 ani. Așa cum o propune OMS-ul. Marele OMS care iată... Hai să vorbim și despre asta, pentru că nu avem cum să. Deci e un subiect prea, prea. Da, da, știu, știu, un subiect. Uh, am scăpat să zic așa de. Am, uh, am răsuflat, uh, în sfârșit, după tot scandalul acesta care s-a creat și a pornit complet artificial. Și, din păcate, există o presiune ideologică foarte, foarte mare. Deci, în aceste zile am văzut exact rețeaua despre care vorbeai. Cum s-au activat, cum au apărut, la un semn, cum au auzit ei, vorbeam doar de, era vorba de un amendament la o lege foarte amplă care ținea de protecția drepturilor copilului, de adopție, exact. chestii mult mai complexe. Cum s-au inflamat atât de... De rapid. A -a -a -a. Pentru că mizele sunt ideologice. Miza este reeducarea copilului. Miza este ruperea copilului de familie, de comunitate, îndepărtarea lui de credință, îndepărtarea lui de valorile tradiționale. Este, de fapt, un proces pe care știm foarte bine. Și de aceea e foarte important ca această ofensivă să fie oprită, să fie zăgăzuită. Și... Vedem cu toții ce se întâmplă, vedem că această așa-zisă educație sexuală, de fapt, o ideologie de gen, e o formă de, de reeducare și o formă care și de regimentare. Care a fost tot așa, în mod mișelește. Iar, exact. iar am fost un termen dur, îmi pare rău pentru cei care uh, ne ascultă. Asta e, uh, astăzi am fost puțin mai slobod la gură uh, și tu și eu. Da. Uh, în mod mișelește, într-o lege abs absolut. Normal, a care se aplica violenței domestice? Da, s -a da, intre... da, da, s-a introdus uh, acolo prin acea Convenție de, de la Istanbul. Deci noi nu înțelegem, este marșul lung prin instituții al marxismului cultural. Ei câștigă mergând, deci pun oameni în instituții, și pun funcționari, și pun birocrați, vin cu experți, au rețele de ONG-uri, au rețele de media. Aici noi nu înțelegem în foarte multe aspecte. Deci, sunt mai puțin. Chiar mai slab. Mult decât mai puțin, mai. mult mai puțin. Și vedem cum reușesc să infiltreze în toate aceste structuri. De exemplu, ONU. ONU și cu oms sunt niște structuri care au și-a complet ideologia asta. oms e o caricatură. Vedem ce a făcut acum cu China, cum a ascuns toate miciunile Chinei și toate abuzurile statului chinez. Deci acum, cum, nu practic, a dat China n-a dat numărul și cazurile reale. nici acum nu s-a Da, -a dat. de acolo nimeni nu poate să știe care este realitatea. Deci, OMS-ul este o instituție complet decredibilizată, o instituție care a devenit sluga unor comuniști, este condusă chiar de un comunist de prin Etiopia, dai seama, na, un mare expert în sănătate, un personaj care a, a activat pe nu știu ce organizații, exact. astea revoluționare, tot felul de ciudățenii, și OMS-ul pur și simplu ar trebui desfințat și refundat pe cu totul alte baze, pentru că nu se poate ce s-a întâmplat acolo. Adică este o rușine ce s-a întâmplat în acest moment al pandemiei. Și aici, sincer, americanii au dreptate, 100% în abordarea Au, au tăiat finanțarea, ei, clar. Au ieșit se pare și... firesc să se autofinanțeze sau să le dea banchina comunistă, dacă doresc. Da. Din păcate, ceea ce se întâmplă ne afectează și pe noi, și, această blocaj, să spunem, și acest blocaj datorită pandemiei. Și acum ce se întâmplă? Lucrează o companie americană de 16 ani, aceeași companie. Sunt direct afectat de ce se întâmplă s -am fost și sunt în continuare direct afectat de ce s-a întâmplat datorită pandemiei și văd asta că urmăresc, sunt obligați să urmăresc să văd, pentru că e viitorul familiei, al, al tot ce înseamnă inclusiv aici în Producenț Media, pentru că, na, toată lumea știe că o mare parte din venitul pe care l-am luat aici, așa că nu am ce face, trebuie să urmărim, așa că sunt și datoria noastră, mai ales, noi creștinii, ar trebui să stăm, cum spunea cineva cu, cu o mână pe Sfânta Scriptură și cu mână pe presă, acum ziar dacă era, acum sau cel puțin cu știrile, cu știrile corecte, nu cu tot ce se, se promovează în media, inclusiv românească. Așa că sunt trei vremuri interesante, vremurile și e datorie noastră. Acum, Daniel, îți spun și poate vom vedea reacția după această emisiune, noi aici nu ne-am asumat deja, noi suntem oarecum condamnați și tu știu Bă că ești da, la fel. De Deci adică niște, avem în, altă niște acuze și niște înjurături în plus din partea apropo. Suntem de... obișnuiți. Uh, uh, au fost după imediat începerea acestui amendament la legea protecției copilului a fost un atac furibund a tot ce a controlul conturile de Facebook ale voastre, ale da, 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 A fost, a fost, a fost, a fost uh, un nu dau mai multe informații, dar uh, a, fost, uh, a fost, un atac așa concertat. Adică am văzut, eu știu ce înseamnă, am văzut asta și în timpul referendului, ce înseamnă no, un atac pe eu social media. am impresia media. că ei folosesc nici, în mijloacelor de manipulare și anumitele ferme de troli. Deci sunt niște care indivizi care direcționează în... mesaje și care au impresia că ei reprezintă majoritatea și creează o atmosferă de presiune, adică un fel de terorism online. Ăsta. Da, nu mai spun că există și lideri politici care fac lucrul acesta, încurajează. Exact, și de... exact. Există niște lideri politici absolut iresponsabili, sper cât mai curând să. Uh, aveți grijă cu uh, Salvatorii, vă rog frumos, stimați români, că, că ați fost odată cei mai în vârstă. Sigur uh, știu și, de... și noi ăștia care am, am apucat revoluția, chiar dacă am fost copii Feriți-vă uh, de salvaționism, salvaționism da. și de salvatori Aveți o să... grijă pentru că, uh, să știți că, vă uh, veți vedea consecințele Deja le, ved, le vedem cu toții, așa că uh, vom sta cu ochii pe tot ce se întâmplă Și noi aici ne-am asumat că vom fi oameni care vor promova adevărul Tot ce păi se nu, întâmplă trebuie altă cale, nu există dacă ai ceva, la, în loc de, să zicem, de concluzii, un mesaj de încurajare, de. Eu cred că în România putem regăsi unitatea creștină, pornind de la toate valorile care ne unesc și care ne definesc. Și cred că este timpul să punem umăr la umăr, să stăm fiecare unul lângă celălalt și să înțelegem că doar împreună putem construi o societate a libertății, a firescului, a normalității și o societate în care credința în Dumnezeu să fie reperul fundamental și nu tot felul de ideologii bolnave și satanice care, de fapt, vin să distrugă omul îmbolnăvindu-l cu ideea că el însuși este mai presus decât cel care l-a creat. Nu putem termina mai frumos de atât. Domnul deputat Daniel, îți mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta. Cred că am punctat tot ce era de spus. Acum plecând de la contextul acesta american, ne-am întors și în Europa, inclusiv în România, am atras câteva semnale de alarmă, am readus în, în atenția uh, telespectatorilor noștri uh, lucruri importante pe care România trebuie să le urmărească și mai mult comunitatea creștină să, uh, la care să fie atentă și să activeze, să facă ceva. Așa că nu ne rămâne decât să fim vocea celora a așa zisă presă mică, de mărime mică, independentă și mai mult fără nicio afiliere și fără a face jocul în nimănui, să spunem, să ne apărăm adevărul, valorile naționale, libertățile fundamentale ale omului și împreună cu tine și cu ceilalți care sunt de partea noastră, care sunt de aceeași parte a baricade, să luptăm pentru păstrarea și promovarea valorilor creștine în România. Și unde ne va mai aștepta Dumnezeu să putem influența? Acolo unde sunt români și ne înțeleg în limba română, indiferent de țara în care locuiesc. Îți mulțumesc foarte mult și asta e prima emisiune pe care o facem cu domnul deputat. Prevăd o lungă serie de emisiuni, așa că, din păcate, să știți, poate noi nu avem această plăcere de a ne revedea și putem face o grămadă de lucruri împreună. Uh, dar, din păcate, agenda zilnică ne dă de lucru și trebuie să vă discutăm și despre asta. Am fi vrut să discutăm despre alte lucruri. Nu ne-am văzut de mult, de mult, dinainte de pandemie, da. dar vedeți că ce se întâmplă ne obligă, suntem obligați să scoatem lucrul acesta în evidență. Așa că, cu ajutorul dumneavoastră, fiind uh, activi, uh, punând mâna pe Sfintele Scripturi și pe știrile reale, e timpul să ne ridicăm vocea și să spunem până aici. Linia aceasta nu se trece. Vreți să fim ca în America, să vedeți același lucru? Stați nepăsători și veți vedea aceleași lucruri în curând și în România și în Europa. Deja cred că în Europa o să înceapă, o să vedeți. Dar sperăm că Dumnezeu să ne păzească în continuare și nu trebuie să stăm doar să ne rugăm, ci să și acționăm. Încheiem emisiunea aceasta cu mulțumirile. Uh, uh, dumneavoastră și, domnului, și invitatul nostru, domnului deputat Daniel Gheorghe. Stimați prieteni, vă mulțumim, vă urăm o seară plăcută, până mâine seară, la revedere!